Doamnelor și domnilor, bună seara! Bine v-am regăsit acum la final de vară și început de toamnă. N-am dat o temă emisiunii noastre, dar o vorbă celebră a unui alt celebru, iarna nu-i ca vară, invitată în această seară, doamna dr. Monica Dăscăliței, colega și prietena noastră, din partea corpului medical, să-i spunem, care lucrează încă în unitatea de prime urgențe. Bună seara! Bună seara și mulțumesc de invitație! Doamna doctor, v-ați reluat activitatea aproape de bolnav, aproape de dorința de a profesa. Cum vi s-a părut această vară? M-am întors la meseria mea de bază, care e meseria care mă reprezintă și munca care mă reprezintă de fapt și de drept. M-am reîntors la aceeași activitate care am desfășurat-o în ultimii 20 de ani. Dacă vorbim despre adresabilitatea pacienților către Spitalul Județean, este din ce în ce mai mare, de fapt în ultimii ani a crescut exponențial numărul de prezentări pe spital și vedem un aflux la fel, un exponențial crescut numărul de pacienți care se prezintă la urgență, acolo unde îmi desfășură activitatea și dumneavoastră ca fiind și colegul meu. Ceea ce am observat în ultima perioadă este faptul că pacienții se prezintă cu o patologie extrem de diversă și faptul că au crescut numărul de cazuri de boli grave la pacienții tineri, asta ne-a pus și pe noi un pic în alertă în ultima perioadă. Ați primit vreun studiu, vreo indicație de caz pentru a observa, pentru a aduna date, pentru a face o statistică vis-a-vis de aceste cazuri grave cu care nu ne-am confruntat, cu multitudinea de patologie vis-a-vis de status post-COVID, o entitate nouă? Sunt în țară și în Botoșani, la Spitalul de Recuperare, s-a făcut o secție de post-COVID, de pneumologie post-COVID. Ce am observat în ultima perioadă, faptul că acești pacienți care au trecut prin boala COVID-19 au rămas cu diferite probleme neurologice, pulmonare, cardiovasculare. Foarte mulți pacienți post-infecția SARS-CoV-2 suferă sau a suferit chiar de infarct miocardic, de anumite boli cardiovasculare, tulburări de coagulare. Foarte mulți au rămas cu hipertensiune sau cu insuficiență respiratorie cronică. Și anume faptul că toate activitățile se limitează din punct de vedere statusul pulmonar a avut de suferit. Statistic nu am făcut, dar probabil colegii de la medicină internă, de la pneumologie, cei care se ocupă de la boli infecțioase, au mai multe date legate de, aceste cifre cu bolnavii care au suferit după COVID. Eu am încercat o statistică personală, nu atât de vastă, de amplă, de stufoasă, ci doar una simplă, tulburările de memorie. Întrebările erau simple, ați avut COVID, formă gravă, ușoară, medie, câte zile, cu ce ați rămas? Și puneam întrebarea direct, aveți tulburări de memorie? 9 din 10 pacienți au tulburări de memorie de scurtă durată. Uită unde au pus cheile, uită unde este paharul cu apă, uită ziua în care sunt, dar și de scurtă durată, în sensul că în câteva minute memoria revine. Asupra celorlalte, nu am făcut niciun încercare, pentru că știți foarte bine, noi lucrăm într-un sistem aproape ca în minerit. O zi dimineață, o zi după amiază, o gardă, nu mai știm când plecăm, când venim, dar aceste statistici ar trebui să fie cap-coadă, efectuate atât în clinici, în secțiile spitalului, nu numai în cabinetele medicilor de familie sau medicine școlare, pentru că se pare că această boală a lăsat mai multe sechele decât victime a făcut. Ce m-a surprins pe mine în această vară? Numărul mare de accidente vasculare cerebrale. Ce ne puteți spune?
Într-adevăr, a crescut foarte mult numărul de cazuri a pacienților cu accidente vasculare ischemice și hemoralice, dar de asemenea au crescut și numărul de cazuri de infarct miocardic acut la pacienții între 20 și 50 de ani. Acea categorie de vârstă care cu ani în urmă era doar numai prin manualele de medicină găseam câte un caz, două rătăcite. Acum avem foarte mulți pacienți, atât femei cât și bărbați, care suferă de, care au suferit infarct miocardic acut. Deci clar că este o problemă de coagulare, de ceea ce am știut pe parcurs, am descoperit că acest virus atacă sau acționează asupra circulației și a coagulării sângelui și au apărut aceste boli post-COVID. Iar accidentul vascular ischemic, am avut foarte mulți pacienți care au fost trombolizați la Botoșani. Știți că noi facem în unitatea de primiri urgențe tromboliză la pacienții care suferă accident vascular și se încadrează în acea categorie care pot primi această tromboliză și anume în primele 6 ore de la debutul bolii să fie un accident vascular ischemic, să nu aibă antecedente de boli hemoragice și tulburări de coagulare și au fost și rezultate pozitive la tromboliza la pacienții cu accidentul vascular. Ne bucurăm să auzim acest lucru. Nu ne bucurăm că vine iarăși un anotimp rece, pregătit, se pare, pentru al câtelea val? Al șaptelea. Al șaptelea val. La începutul pandemiei a fost o teorie argumentată ulterior că trebuiau făcute 7 doze de vaccin. Să fie aceasta ultima? Știți că în perioada, în aceste 2 luni, au crescut numărul de cazuri la nivelul județului Botoșani. Au fost și zile cu 120 de persoane pozitive, dar au fost cu simptome ușoare și medii. Numărul de pacienți internați pe secția de terapie intensivă nu au depășit cele 5 locuri care sunt în momentul de față avizate. Au fost și decese din datorită evoluției nefavorabile a acestui virus, dar n-au crescut numărul de paturi la COVID nici la secția de boli infecțioase, nici în Spitalul Județean pe secția de medicală. Deci a fost o formă ușoară, putem spune, a bolii. Posibil ușoară că deja spre medie. E posibil că deja organismul s-a obișnuit. Sunt pacienți care au trecut în a doua oară sau a treia oară COVID, dar nu au necesitat internare. N-au fost așa de multe internări cum au fost în valurile anterioare. Ultimele forme, ca și evoluție, au fost între 24-48 de ore, ca, să spunem, evoluție medie. După care asimptomatici. Se pare că intrăm într-o zonă a imunității de turmă, ceea ce își dorea la un moment dat un prim-ministru britanic. S-ar putea ca acest lucru să ne ajute să trecem mai ușor peste iarna și anotimpul care vine, pentru că deja suntem imunizați. Din nefericire, la ora actuală, încă sunt mari semne de întrebare privind vaccinarea, privind originea acestui virus și mai ales tratamentul, care, din punctul meu de vedere, nu se cunoaște. În primul rând, amândoi fiind medici, știm foarte bine că un tratament individual la fiecare pacient, chiar dacă avem un protocol pentru patologiile și o schemă de tratament pentru fiecare patologie, dar trebuie individual pentru fiecare pacient. Ceea ce ne-a demonstrat acest virus a fost că fiecare pacient a fost, evoluția bolii a fost diferită de la un pacient la altul. Și datorită bolilor asociate și datorită fiecărui organism cum a reacționat și cum a avut imunitatea. Deci motiv pentru care, dacă la începutul pandemiei era o schemă care circula inclusiv pe internet, ulterior, într-adevăr, tratamentul a fost individual pentru fiecare pacient. N-a mai fost acea schemă clasică care o vedeam care circula pe internet. Eu sunt surprins de un singur lucru, nu de boală, nu de evoluție, nu de pacienți, ci de atitudinea colegilor noștri medici, în special cei care ne reprezintă în Colegiul Medicilor, la nivel de țară. Atitudinea lor nu a fost colegială, nu a fost profesională și am avut situații în care medici care au făcut bine au ajuns victime, nu spune mass media, ci a dezinformării și a unui mod în care toți trebuia să aplicăm aceeași schemă.
Lucru care s-a dovedit o mare eroare. Doamna doctor, v-ați mutat în casă nouă. Cum e? Ne-am mutat în casă nouă, că sunteți colegul meu. Eu nu consider că e casă nouă. Da, e un spațiu, este un spațiu reabilitat al unității de primiri urgențe. S-a făcut o extindere, s-au mărit spațiile de consultații și clar, acum probabil că pacienții pot fi tratați nemai fiind înghesuiți unul lângă celălalt. Și este un, oricum, circuitul, fiind pe o structură veche a unui spital construit în anii 1970 și 80, fiind doar o extindere a spațiului pe care e preexistent, clar că nu putea să iasă 100% cu circuitele anului 2022. Dar s-au adaptat și eu zic că în momentul de față activitatea se desfășoară mai bine decât era înainte pe spațiu mai restrâns. Dacă este să ne comparăm cu spațiul care l-am avut la dispoziție în fosta secție de boli de nutriție și diabet, nu există comparație. Corect. Veneam dintr-o zonă numită Cocină, într-o zonă aerisită, zugrăvită. Din punctul meu de vedere, acest spațiu nu este optim și nu are nicio șansă să respecte circuitele impuse de legislația în vigoare. Lipsesc spații care sunt necesare, mâine, poimâine vine acreditarea, dar cel mai interesant lucru, că lipsesc elemente de bun simț. Spre exemplu, în toată această urgență, mă refer la parter pentru medici, asistenți, infirmieri, nu este niciun duș. Lucru care a fost omis, nu cu rea intenții, ci prin faptul că de această extindere și de această igienizare s-au ocupat oameni lipsiți de pregătire. Față de proiectul care a fost inițial, finalul arată cu totul altfel. Direcția sanitară, că dumneavoastră ați fost director executiv, s-a implicat sau n-a fost solicitat? De-a lungul evoluției lucrărilor, n-am fost solicitat să fim prezenți la fiecare pas din când s-a făcut această lucrare. Ulterior, spre final, au fost chemați specialiștii din cadrul Direcției Sănătate Publică pentru a li se cere sfatul. Și în momentul în care eu am plecat mai devreme de a se da drumul la unitatea de primiri urgențe, din câte știu, colegii, actorul director și medicul șef epidemiolog s-au deplasat la fața locului în ultimele luni, înainte de a se deschide secția și au pus la punct, s-a mai corectat din micile greșeli care erau. Nu s-au pus în 100%, toate s-au corectat, dar v-am spus, fiind pe greșeli au fost corectate, marile greșeli au rămas. Fiind pe un spațiu vechi, care clar nu s-au putut face modificările conform noilor cerințe, fiind un spațiu vechi, s-a extins. El mai mult s-a extins pentru că este un hol principal pe care este holul principal al spitalului. Să înțeleg că acești colegi al dumneavoastră au fost niște vizionari. De ce spuneți asta? Pentru că au prevăzut dușul 2, dușul 3, dar fără duș. Nu știu dacă s-au uitat la duș, colegii mei, s-au uitat la circuitele care sunt pentru care pacienți. Nu sunt. V-am spus, este un hol principal al spitalului care nu putea fi modificat. Deci ca să putem ajunge la standardele și cerințele anului 2022, ar trebui un spațiu complet nou. Ca să putem să avem circuitele care se cer și care sunt normale pentru pacienți și pentru patologia care există acum. Rămân la aceeași concluzie. Cei care au gestionat această extindere, începând de la proiectant până la executant, n-au nicio legătură cu medicina, cu serviciile medicale și cu un spațiu specific. Probabil că erau ingineri, arhitecți în construcții civile sau industriale, dar nu cunoșteau ce înseamnă un spital sau o secție de urgență. Pentru că legea este foarte clară, spațiile sunt nominalizate, circuitele puteau fi asigurate mult mai ușor și mult mai facil, să spunem, decât actuala situație, în care s-au făcut economii. Și vă dau un exemplu.
pentru 30 de centimetri nu pot intra două ambulanțe la urgență. Și există cel puțin 3 metri disponibili, dar acei 30 de centimetri au contat undeva, probabil pe o fișă tehnică sau de investiții. Una peste alta, de la această secție, nouă, frumoasă, elegantă, zugrăvită, cum îi spun eu, au plecat 7 medici urgentiști. Care a fost cauza? Au fost colegi care au preferat să plece din niște motive care mi se par normale, pentru că dumnealor nu li s-a decontat transportul, ei erau căsătoriți, aveau nevoie de familie aproape, probabil că nici jumătatea lor nu și-au găsit loc de muncă în județul Botoșani și atunci a primat familia și s-au retras către zonele unde locuiau împreună cu familia și dar noi sperăm că totuși în viitorul apropiat să vină și alți colegi în urgență, să putem să-i atragem. Sau cei care se ocupă de acest lucru, acum doar sunt un simplu medic, eu doar pot să-mi dau doar cu părerea, să fie atrași către județul Botoșani, cum au fost alte specialități care au venit. Știți că în ultimii 2 ani au venit pentru mai multe secții ale Spitalului Județean medici și care au rămas, deocamdată au rămas în Botoșani. Vorbim de urgență. Pentru că cu acești 11 colegi am fi fost în schemă completă. Am fi avut linii de gardă prevăzute de lege, smurdu asigurat cu medici urgentiști și o activitate care ar fi dus în final la micșorarea timpilor de așteptare. Pentru că, din nefericire, în ultimii ani, ce a crescut la urgență sunt timpii de așteptare. Da, dar să știți că timpii de așteptare, eu consider că o secție vulnerabilă este secția de radiologie, unde este un număr foarte mic de medici și cei mai mulți timp de așteptare în urgență sunt datorate faptului că pacienții care urmează să facă investigații sau care au făcut investigațiile radiologice, computomograf, ecografie, radiografie, aceste rezultatele acestor investigații durează destul de mult timp, pentru că este un singur radiolog de gardă care în același timp trebuie să facă și o radiografie și o ecografie și să interpreteze un computomograf. Motiv pentru care dacă acolo ar reuși Spitalul Județean să aducă sau să colaboreze cu niște medici, să externalizeze, mă refer la partea de interpretare a computerului tomograf cu un medic din alt județ, că acum totul e electronic și se poate face o interpretare sau o interpretare radiologică a radiografiilor, tot cu un medic cu colaborare, să rămână doar medicul care e de gardă să facă ecografii, atunci timpii de așteptare s-ar scurta. Pentru că eu zic, aici este marea problemă și... Vă dau dreptate în parte. Pentru că există această colaborare chiar și cu cadre didactice universitare din centrul universitar. Un singur medic este Iași. De la Iași, care, dar nouă ne-ar trebui pentru în fiecare zi ar trebui o colaborare mai extinsă către medicii radiologi care ar vrea să colaboreze cu Spitalul Județean, pentru că sunt spitale mici în țară și vă pot da foarte multe exemple, spitale municipale care n-au radiolog angajat. Iar radiografiile și computomograful care este făcut de asistentul medical, imaginele sunt transmise către un radiolog din alt județ, le interpretează în timp util și ei dispun de aceste investigații foarte, chiar dacă nu au medic radiolog de gardă. Totul ține de organizare. Din punctul meu de vedere, v-am spus, în parte vă dau dreptate. Pentru că o zi de sâmbătă sau de duminică cu un radiolog fără competență în computer tomograf duce la acumularea unor investigații neinterpretate de ordinul zecilor. De multe ori, acestea, în sistemul de balon rotund, ajung lunea dimineață. Până sunt interpretate, pacienții aflați în urgență nu au acces la investigații radiologice din lipsa medicului care să interpreteze investigațiile. Aici aveți dreptate, dar când în urgență ai doar 2 medici sau 1.5, că o parte dintre medicii din urgență nu lucrează la capacitate maximă și trebuie să recunoaștem pe motive profesionale, pe motive medicale și alte motive personale. Și în cealaltă tură sunt 5 medici. Sau sunt tot 2 din lipsă de personal. Timpii de așteptare ar trebui să scadă. Pe ce motiv?
pe normarea corectă a muncii. De ce nu vin medici la Botoșani? Vă dau primul răspuns. Pentru că s-a schimbat programul de lucru în urgență, nu mai există niciun minut de suprapunere astfel încât medicul să-și predea pacienții gravi medicului care vine în tura următoare sau în gardă, iar garda de 12 ore a ajuns gardă de 10 ore. Pentru o gardă de 10 ore, colegul de la Iași nu mai face naveta, pierzând 2 ore la dus, 2 ore la întors, combustibilul, mâncarea de la chioșc și când se uită în buzunar, ca și cum ar fi dat o consultație. Și atunci au renunțat acești colegi. Din punctul meu de vedere, principala greșeală în această secție este resursa umană. Dacă nu vom atrage colegi pe care să-i convingem să rămână, nu numai cu argumente profesionale, ci și celelalte pe care alte județe le oferă, secția va merge din ce în ce mai greu. În ultimii ani la rezidențiat, medicina de urgență nu mai este atât de atractivă. Dacă cu ani în urmă erau serii întregi de medici specialiști sau rezidenți, număr mare, acum în ultimii ani a scăzut numărul de rezidenți pe specialitatea de medicină de urgență și cred că ar fi o soluție, inclusiv medici de familie care pot face acel atestat de medicină de urgență să poată fi primiți în secțiile de urgență dacă medicii specialiști nu mai sunt atât de disponibili să vină în județele care au nevoie de ei în secțiile care nu se pot acoperi cu personal. Deci una din soluții ar fi acești medici de familie care și-ar dori să lucreze în urgență și care să fă, prin acel atestat de medicină de urgență să le se dea dreptul să lucreze în unitățile primiri urgențe și nu mai la UPU Botoșani. Ne referim și la camerele de primiri urgențe, că sunt foarte multe spitale municipale care nu au decât un medic, doi. Soluția ar fi extrem de simplă prin desființarea centrelor de permanență și aducerea medicilor de familie în unitățile de primiri sau compartimentele de primiri urgențe. În perioada pandemiei am încercat să colaborăm. Au fost răspunsuri pozitive din partea unor medici, dar faptul că iau contract cu casa de asigurări li s-a adus la cunoștință faptul că nu pot face activitate în unitatea de primiri urgențe. Și aici era problema. Era o problemă strict. Deci au fost medici de familie care au vrut să vină în UPU să ajute. Fie să facă gărzi, fie să facă activități să facă un contract cu Spitalul Județean să lucreze în urgență. Din nefericire, necazuri avem și noi, pentru că discuția noastră tot timpul are nevoie de o pauză publicitară. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu același invitat, cu aceeași problemă a medicinei de urgență, dar să ne uităm și în afara spitalului. Asistența medicală pre-spitalicească, care are două elemente. Ambulanța, vechea salvare, și smurdul sau serviciul, să-i spune medical de urgență, asigurat în echipe mixte de pompieri și cadre medicale care pleacă tot din unitatea de primiri urgențe. Discuții au fost numeroase. Considerați că acest sistem este optim, ideal pentru a asigura asistența medicală pre-spitalicească și respectiv unitatea de primiri urgențe deservită de cele două entități? Medicina pre-spitalicească sau ambulanța, dacă dumneavoastră știți foarte bine că pe vremuri înainte, în momentul în care se solicita ambulanța, echipajul medical cu medic mergea la domiciliu și dacă pacienții puteau fi tratați și la domiciliu, primeau un tratament, o perfuzie, li se recomanda o rețetă, motiv pentru care ei nu se mai prezentau, marea majoritate rămâneau la domiciliu și nu se mai prezentau la spital. Aici ar fi unul din punctele care ar degreva unitatea de primiri urgențe. Faptul că pe o tură de 24 de ore de zi și de noapte, pe tura de zi este un medic pe ambulanță și un medic pe ambulanță a smurt și seara la fel, deci județul fiind cu o suprafață foarte mare de kilometri, de multe ori medicul nu ajunge în capătul celălalt de județ și ajung doar ambulanțele cu asistenți sau ambulanța smurt cu paramedici. Eu aș vedea aici creșterea numărului de medici pe ambulanță pentru a avea pe tura de zi și chiar pe tura de noapte un număr crescut de medici pe diferite zone, zona Dorocoiului, zona Săvenilor, zona Ștefănești, zona Botoșani. Pentru că degeaba avem ambulanță în Botoșani cu medic, dacă la 100 de kilometri de municipiul Botoșani are loc un accident foarte grav sau un stop cardiorespirator sau un infarct miocardic sau altă boală care necesită prezența unui medic,
timpul clar că nu ajunge, ca acel medic să ajungă în timp util la pacient. Și atunci se deplasează doar un echipaj cu personal mediu, cu un asistent medical sau cu paramedic. Și de aici apar aceste probleme și multe necazuri în diferite zone ale județului. Și ca să putem degreva chiar unitatea de primiri urgențe, ar trebui pe partea medicală, pe ambulanță, să le se dea acele fapturi și drepturi medicului de pe ambulanță să facă acele consulturi la domiciliu. Există o legendă, să o punem în ghilimele. Pacientul care vine cu smurdul, cu pompierii, intră mai repede la urgență decât pacientul care vine cu ambulanța sau cu mașina personală. De ce? Da, este doar o legendă, pentru că la fel cuantificarea urgențelor se face indiferent că vine pacientul cu ambulanța sau cu mijloace proprii sau vine cu ambulanța smurd. Triajul care are loc în unitatea de primiri urgențe se face prin codificarea urgenței. Dacă e cod roșu, de multe ori am avut pacienți care au venit cu infarct miocardic și au intrat din prima, venit cu mijloace proprii sau au venit cu accident vascular adus de familie sau cu o fractură sau cu un politraumatism și n-au mai așteptat ambulanța. De multe ori cu ambulanța vin cei care doar o măsea sau le-a intrat o unghie în carne sau au dureri de cap de 2 luni sau de 5 luni. Deci, până la urmă, triajul se face în cadrul unității de primiri urgențe și intrarea în spațiile de consultație se face pe baza unei codificări a urgențelor. Revenim la casa noastră, la urgență. Zugrăvită, aranjată, cu multe corpuri de iluminat, probabil că vor rămâne puține, cu sute de ștechere și de prize, de aparatură. Deci am vorbit cu colegii care, cu șefii noștri direcții din unitatea de primiri urgențe, sunt în perioada de licitație și urmează să vină restul de aparate și paturi care erau trecute, dar s-a decalat perioada licitațiilor și de asta a fost acest și s-a preferat deschiderea unității de primiri urgențe mai repede până să ajungă toate aceste obiecte. Cu ușoară improvizație, ca la români, s-a tăiat panglica, s-a început activitatea. Bine pentru cadrele medicale, pentru că au un spațiu generos la dispoziție spre a consulta. Bine pentru pacienți. Bine pentru pacienți, în primul rând, pentru că dacă ne referim la vechiul spațiu care și-a desfășurat activitatea timp de 1 an jumătate, unitatea de primiri urgențe, unde nu era absolut deloc intimitate, acum spațiile sunt mai generoase și inclusiv pacientul când stă pe pat nu-i suflă celălalt pacient de pe alt pat în ceafă. Sunt totuși delimitate un pic spațiile între paturi și sunt condiții umane de a aștepta un rezultat la analize sau de a face o perfuzie în urgență fără să stai înghesuit. În ultimii ani s-au observat 2 lucruri total distincte. Secțiile Spitalului Județean au devenit din ce în ce mai ermetice, din ce în ce mai greu accesibile, și aici mă refer la aparținători, la cei care vor să-și viziteze rudele, apropiații, internați în secțiile Spitalului Județean, unele chiar ferecate, și o secție semi-liberă, semi-deschisă, unitatea de primiri urgențe. Acum, după perioada pandemiei, s-a reluat vizita aparținătorilor pe secțiile spitalului, inclusiv pe secția de terapie intensivă. În fiecare zi, aparținătorii pot intra pe terapie intensivă, dar știți foarte bine că și cu ani în urmă, terapia intensivă nu era o secție vizitată de aparținători. Dar acum, după pandemie, s-a ajuns, am înțeles, conducerea spitalului a hotărât să dea dreptul măcar unui aparținător a unui bolnav, fie el bolnav de altă patologie, nu vorbim de COVID, să fie vizitat pe sedea de terapie intensivă. Iar acum programul de vizită, dacă nu mă înșel, este undeva între 15 și 17 sau 18. Eu mă refer la unitatea noastră de primire urgență în care aparținătorii sunt primiți de multe ori contra voinței cadrelor medicale și apar situații neplăcute, nedorite, unde care pot îmbrăca chiar și aspecte penale de violență, de agresivitate.
Noul sediu al Unității Primiri Urgențe, având acel spațiu mai generos la triaj și un spațiu de așteptare, în proporție mare, aparținătorii înțeleg situația și așteaptă. Sunt și excepții, știți foarte bine, fiecare dintre noi ne-am confruntat cu acest lucru. Sunt și persoane mai vulcanice dintre aparținători, care încearcă să forțeze un pic, crezând că dacă vin în cabinet sau vin sau ridică un pic tonul, are mai mult pacientului se rezolvă mai repede toate problemele. Lumea trebuie să înțeleagă că a trata un bolnav nu înseamnă să facem o chestie într-un minut sau două. Sunt lucruri care trebuie, primul rând, consultat bolnavul cu seriozitate, făcut investigații necesare și dat primul ajutor. Și sunt niște timp care, într-adevăr, care pentru aparținători poate pare o veșnicie. În relativ timpul apropiat nouă, au fost cazuri de agresivitate a pacienților sau aparținătorului față de cadrele medicale. Din punct de vedere legislativ, nu există încă definitivat acea normă care să impună, practic, ultrajul vis-a-vis de activitatea medicală. Stă undeva într-un sertar, ori la Senat, ori la Camera Deputaților. La Botoșani au fost asemenea situații. Nu mă refer la violența fizică. De-a lungul timpului, da, au fost. Au fost tot felul de... Am avut colegi care au fost agresați și verbal, și fizic, și cu ani în urmă, nu vorbesc acum foarte recent. Dar v-am spus, de fiecare dată sunt aceste excepții aparținătorilor care... Nu toți aparținătorii sunt agresivi, cum nu tot personalul medical este agresiv sau vorbește urât. Sunt și în fiecare tabără există și excepții care și foarte mulți au senzația că dacă vin la urgență trebuie să le se facă tot un timp foarte scurt și dacă, v-am spus, depășește acel 5-10 minute care consideră ei că ar trebui să rezolve un caz, atunci e o problemă. Eu aș vedea greșeala în altă zonă, chiar dacă unii au să se supere pe mine sau pe această emisiune, pentru că achizițiile de cadre medicale nu au fost întotdeauna de cea mai bună calitate. Avem asistente medicale sau asistenți medicali, ca să nu facem diferența de gen, fără 7 ani de acasă, fără cultură generală și cu un comportament agresiv verbal, care induce, practic, un răspuns la fel de agresiv din partea aparținătorilor. Aici cred că este și o problemă mai în spate, ar trebui discutată, atât dumneavoastră cât și eu am prins stagiatura când eram medici. Faptul ăla că te-a învățat să nu intri pe băncile școlii imediat în producție, să faci activitatea medicală fără să înveți cum să vorbești cu bolnavi. Pentru că în școală nici studenții la medicină, nici cei asistenții medicali nu au această pregătire. Practica de vară puțin o fac serios. Așa mă refer și la asistenții medicali, care din cum termină școala, marea majoritate reușesc să se angajeze. Și nu trec prin acel an de practică, de stagiatură, de cum s-ar numi, să te pregătească să fii totuși coordonat și supravegheat de un asistent, de un doctor cu experiență. Vă dau dreptate, dar ne întoarcem la urgență. De ce unele secții ale Spitalului Județean nu angajează asistenți medicali decât după o perioadă de voluntariat, iar în urgență? Aici o problemă de management, care ar trebui să o discutați cu medicul șef al Unității de Primiri Urgențe. Indiferent cu cine aș discuta-o, noi suntem cei care suportăm consecințele. Și acum revenind la ale noastre. Numărul cazurilor din urgență de la Botoșani solicită aproape zilnic transportul aerian către Centrul Universitar Iași. S-au înmulțit atât de mult aceste cazuri care necesită transfer la Iași sau este, să spunem, un abuz vis-a-vis și de starea drumului rutier Botoșani-Iași? Cazurile care se duc acum la Iași, într-adevăr, sunt cazurile grave, care nu neapărat colegii de la Botoșani, fie cardiologi, neurologi, chirurgi, nu pot face față. Dar la noi nu se poate pune stent pentru pacienții cu infarct miocardic, nu se face coronarografie, nu se poate extrage un tromb la nivelul creierului decât la neurochirurgie la Iași.
Deci avem de multe ori avem foarte multe refuzuri din partea Centrului Universitar Iași, atât pe neurochirurgie, cât și pe partea de cardiovascular. Am avut pacienți care am trimis la Suceava. Foarte mulți pacienți în ultima perioadă au primit stenturi la Spitalul Județean Suceava. Transportul aerian, decizia transportului aerian de multe ori este a părții de coordonare din cadrul serviciului de ambulanță, în care medicul coordonator în ziua respectivă solicită, spunând că dacă pleacă ambulanța cu medic, fiind un singur medic pe serviciu de ambulanță și un medic pe ambulanța timp, dacă se întâmplă un accident rutier sau un caz mai grav în care se necesită prezența medicului de pe ambulanță, atunci faptul că pacientul, un alt pacient grav ar merge la Iași, se pierd cel puțin 2 ore dus, 2 ore întors, deci 4 ore, acel medic de pe ambulanță nu poate fi în cadrul județului, va fi plecat la Iași. Atunci de asta se preferă prezența elicopterului SMURT pentru a lăsa echipajele cu medic la sol sau să fie în teritoriu în momentul în care județul are nevoie. Ați lucrat și la Săveni, ați lucrat și la Dorohoi. O perioadă chiar mai lungă de timp, i-ați ajutat pe colegii de acolo în regimul de gărzi. Eu consider că aceste, cel puțin aceste două localități, dacă nu și Darabaniu, ar trebui ranforsate cu un minim corp medical care să asigură stabilitatea și adresabilitatea pacienților din zona respectivă. Credeți că există în perspectivă această posibilitate? În ceea ce privește secția exterioară Săveni și cea de la Darabani, se fac eforturi, din câte am înțeles, de la autoritățile locale de la Darabani și de la Săveni pentru revenirea la acele spitale municipale. Spitalul Dorohoi, acum în ultimul an, a angajat 2 medici la secția de primiri urgențe. Știți foarte bine că au trecut și prin decesul fostului medic șef de la Dorohoi. Ei sunt în număr de 4, mai au un medic pensionar care a fost în cadrul unității primiri urgențe la Botoșani și care face acum activitate medicală la Dorohoi. Deci oarecum la Dorohoi acum cei 5 medici pot desfășura activitatea. Dar pe noi ne interesează și zona Săveni și Darabani, pentru că la Săveni garda este ținută de medici pensionari. Sunt 2 doamne doctor tinere, medici de interniști care mai fac activitate la Săveni, sunt angajate în ultimul an. Dar singura soluție și ideal ar fi ca cele 2, Darabani și Săveni, să revină spitale municipale, monospecialitate, 2-3 specialități și inclusiv această cameră de primiri urgențe. Eu am considerat descentralizarea o mare greșeală. Pentru că Spitalul Județean Mavromati, sau Mavromații, pentru că a fost boier grec, este sub aripa ocrotitoare de control și îndrumare a Consiliului Județean. Celelalte 2 spitale din Botoșani, Pneumoftiziologia și Spitalul Sfântul Gheorghe de Recuperare, sub autoritatea locală a primăriei Botoșani. Și dacă mergem în județ, tot continuăm cu subordonarea. Nu mai există o colaborare la nivel de direcție sanitară, la nivel de comitet județean de partid, cum era înainte, respectiv Consiliul Județean, pentru a asigura pentru tot județul o activitate medicală la care pacientul să aibă acces. Eu cred că este, din punctul acest de vedere, o discriminare. Pentru că dacă ești într-un centru universitar, ai intrare în clinică universitară și dacă ești la Darabani, n-ai intrare nici măcar la fostele ruine ale spitalului de acolo, pentru că nu mai sunt medici. Din punctul acesta de vedere, așa cum asigurarea noastră de sănătate este obligatorie pentru a ne ajuta unii pe alții, consider că la nivelul unui județ lucrurile ar trebui făcute prin dialog și colaborare. Dacă fiecare își păzește strict unitatea pe care o subordonează, lucrurile nu vor merge bine. Există în legislația actuală, să nu numim perspective, dar posibilități ca aceste lucruri să fie îndreptate? Am spus că se fac demersuri, chiar discutam în momentul în care am dat Direcția de Sănătate Publică, am discutat cu cei 2 primari de la Darabani și de la Săveni, posibilitatea deschiderii, redeschiderea acestor și ieșirea acelor secții exterioare și transformarea lor în secții în spitale municipale. Deschiderea din partea autorităților locale există în acea zonă.
Personalul medical lasă veni, au venit două doctorițe medici interniști și am zis că Darabani, eu am niște solicitări de anumite specialități care sunt medici din zonă, tineri care vor să se reîntoarcă și probabil că în viitorul apropiat, cei care conduc actualmente sistemul sanitar botoșenean și autoritățile județene și locale să facă demersul necesar către Ministerul Sănătății pentru a măcar a porni acele hârtii, documente care totuși durează ceva timp și în timpul ăsta să poată face angajări, să poată redeschide pentru zona respectivă aceste spitale care sunt o gură de oxigen. În perspectiva apropiată ne vom reorganiza, altfel spus, ne vom reîntâlni într-o emisiune cu specific. Iar pentru această zi și pentru această emisiune, eu vă mulțumesc și doamnelor și domnilor, la bună revedere! Doamne ajută!